Bună ziua, domnilor colegi! Vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat. Mulțumesc! Stimați colegi, pentru că se prezenți un număr de 27 de consilieri județeni, la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolului 180, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a supune la vot procesul verbal din ședința precedentă. În conformitate cu prevederile articolului 138, alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 8 decembrie 2023. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Ordinea de zi a fost trimisă la fiecare. Ați discutat-o și în comisie. Am înțeles că v-ați pus de acord lidera PNL. V-ați consultat cu grupul PNL? E bine? Foarte mulțumesc. M-am uitat în două părți, că nu știam care e lidera PNL. Și e bine atunci că... Vă supun votului noastră proiectul ordine de zi, așa cum v-a fost trimis și așa cum ați dezbătut și în comisie. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc. Înainte de a trece la ordinea de zi, dau cuvântul domnului secretar general pentru a vă spune în continuare. Vă informăm că proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votul dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, de rapoartele de specialitate și avizele comisiilor de specialitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Înainte de a intra direct în ordinea de zi, presă avem, televiziune avem, presă de partid avem, altceva mai lipsește? Nu. Hai să trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2023. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea consilierilor județeni. Nu sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Mai fac o precizare pe parcurs ca să înțeleagă, probabil unii colegi ascultă prin telefon ședința. Când e ședință cu prezență fizică, nu facem mixtă și online. Să ne înțelegem o dată, când e convocată online, este online, când e cu prezență fizică, prezență fizică. Cine n-a reușit în 3 ani de zile să înțeleagă treaba asta este, nu știu, n-a studiat bine. Deci nu putem să o împărțim. Unii stăm la televizor acasă, în fotoliu și intrăm online și unii vinim aici. Ședința când este cu prezență fizică o facem la noi. Că probabil unii colegi care sunt online nu pot să intre și cumva dacă ne aud să știe de ce n-au intrat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Județului Hunedoara.
Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Ramona Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt, vă mulțumesc. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Și cel mai frumos punct, proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6%, prevăzut de legea bugetului de stat pe anul 2023, numărul 368/2022. Comisie de specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil, domnule președinte, cu amendament și, dacă îmi permiteți, aș vrea să dau citire amendamentului. Vă rog. Având în vedere adresa numărul 27907 din 11.12.2023, în care primarul Câmpian Petru Adrian înaintează o adresă Consiliului Județean Hunedoara, prin care comunică că nu solicită sume de cofinanțare pentru proiectele de infrastructură pentru finalul anului 2023, în cadrul comisiei se propune repartizarea sumelor după cum urmează: Balșa 10.000, Bătrâna 5.000, Cerbăl 5.000, Crișor 1.000, General Bertlo 1.000, Ilia 1.000, Lunca Cernii de Jos 1.000, Pui 1.000, Ribița 10.000. Menționez că toți consilierii județeni din cadrul comisiei au votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Doamna Dobra. Aviz favorabil și cu aceeași mențiune, același amendament și la comisia numărul 6, cel citit de colega mea, toți membrii comisiei au fost de acord. Înseamnă că e sărbătoare mare, dacă toți membrii comisiei au fost de acord așa. E sărbătoare mare și e bine că, vedeți, dacă se apropie sărbătorile astea tradiționale și marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului, ia că ne face încet, încet să fim mai buni. Probabil dacă o sărbătoare de asta mare ar fi o dată la o lună, n-am mai avea timp să ne certăm sau să o spunem prostii. Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, supun la vot amendamentul făcut de doamna consilier Doinița Bălănescă. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu adoptat. Și referitor la acest lucru, aș vrea să vă spun, domnilor consilieri, că unii primari și noi, nu trebuie să, dar nu înțeleg când îți trimitem adrese să ne comunici necesarul de, chiar dacă tu ai un necesar mare de tot, în limita bugetului pe care este, se împarte. Vreau să vă spun că au fost 10 primării care n-au răspuns și a trebuit sâmbătă și duminică să-i luăm la rând, pe fiecare. Deci nu mi se pare corect. Și dacă se întâmpla să lăsăm 10 primării fără bani, vă puteați citi mâine în presă de vă luați cu mâine de cap. Nistor a lăsat 10 primării fără bani. Dar nu scrie scriitorul, nu scrie că i-a lăsat datorită indolenței primarului că nu a solicitat fonduri. Măi, oameni buni, domnilor consilieri, să înțelegem, legea spune clar, dacă nu solicite, nu poți să-i dai. Și s-a vorbit și cu certejul, sâmbătă. Ne spune că da, are nevoie și astăzi, prin adresa numărul 2023 din 11-12, uitați-o aici, pentru presă, spune așa: urmarea adresei dumneavoastră 27.420 din 6-12, menționăm faptul că UAT Certejul de Sus nu solicite sume de cofinanțare pentru proiectele de infrastructură pentru 2023. Dacă nu vrea bani, înseamnă că are un surplus, un excedent bugetar, încât cred că ar trebui luat de guvern înapoi excedentele astea bugetare. Dacă n-ai ce face cu banii, mai ales acum în condițiile astea de sfârșit de an. În fine, dacă fiecare este responsabil pentru ceea ce face. Și aș mai vrea, domnilor consilieri, ca să eliminăm orice supărare, că vin la ședință,
că este convocată ședință după ședință. Da. Sigur că da. Orice ședință care e convocată este pentru binele cetățenilor județului Hunedoara. Deci, revenim la problema cu primăriile. Sper că am făcut o repartiție, zic eu, echitabilă, în sensul, au solicitat sume enorme. Vă spun și asta. Au fost solicitate sume enorme de bani, iar noi am avut de împărțit, dragi colegi, să știți și asta. Și pentru presa care este prezentă, presă de partid, televiziuni de partid, toate care sunt, suma a fost de 2.032.97. Deci, o sumă mică, dar să știți la cât s-a împărțit pe fiecare comună, primarul ăla simte că i s-a dat. Și asta a fost împărțită după solicitările care au semnat 2 miliarde, îi trebuie. Și noi toți am vrea să ne dea acum și la județ să mai putem împărți, dar nu sunt. Și atunci le-am împărțit cât de echitabil să fie și cred că ce mă bucură că în comisie, toți care ați participat în comisie le-ați aprobat, înseamnă că am lucrat corect. Eu și cu colegii mei. Eu vă mulțumesc că ați înțeles și că ați văzut doamna Chivă. Nu m-ați ridicat rândul trecut că la Teliuc îi trebuie bani pentru pod, i-au și fost repartizate. Și o sumă frumoasă. Nu vezi? Mă bucur că apreciați. Deci, ori de câte ori facem câte o ședință, o facem în beneficiu locuitorilor județului Hunedoara. Chiar dacă unii nu le plac cuvintele astea, când spun că pentru locuitorul județului, da, pentru asta o facem. Bine, supun la vot. Vă rog, domnul Costel. Aș vrea să vă spun că unii primari, cum este primarul la Certești, nici nu s-au uitat la adresă ce i-am cerut noi. Adresa pe care am, prin adresa pe care am cerut noi, am cerut să vadă că sumele sunt pentru echilibrarea bugetului, nici de cum pentru proiecte de infrastructură. Banii aceștia trebuiau, putea să-i pună unde dorea el. Dacă în precedenta la rectificare se spunea că banii se pot da numai pentru arierate, cofinanțări proiecte europene și cofinanțări proiecte naționale, aici sunt sumele de echilibrare care pot băga oriunde. El, în adresa noastră, spune că el nu are nevoie de bani de cofinanțare. Deci nici nu a citit adresa noastră. Mulțumesc. Nu, asta se întâmplă. Ce să facem? Doamna Chivu, vă rog. Acum, dacă îmi dați voie, că dacă m-a provocat domnul administrator public, eu am vorbit cu domnul atunci primar. Atunci mai bine nu-i dădeam voie să vorbească, nu te provoca. După comisie am vorbit cu domnul primar și mi-a spus că dânsul, fiind un administrator bun, nu are datorii pe salarii, pe cheltuieli curente, pe așa mai departe. Doamne, și nu i s-a părut normal să solicite niște bani, să spună că are cheltuieli. Da, vă mai asta spun, a fost decizia dânsului pe care mi-a justificat-o. Doamna consilier județeană, vă mai informez eu. Banii ăștia, dacă îi cerea, și ați văzut că inițial a avut o sumă frumoasă repartizată, banii ăștia, dacă îi cerea și îi lăsa rezervă, excedent pe anul 2023, rămâneau pe 2024. Guvernul României, format din PNL, PSD, au hotărât, vă informez și asta, că cei care au excedent la buget pe anul viitor nu se ia înapoi, rămâne la primărie. Este un lucru foarte bine și benefic. Și este foarte bine. Nu mai dezbatem atâta cazul Certej. E un caz izolat. Mai revin o dată și vă spun că să nu vă supărați niciodată, dar niciodată. Cei care vă supărați, luați-vă de nas și vă strângeți de nas. Când vă convoc la câte o ședință, ședința de vineri, la care ați participat și vă mulțumesc, a avut un rol deosebit. Ați aprobat program de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, respectiv la bibliotecă. Fraților și domnilor consilieri, aprobarea dumneavoastră de vineri a avut un efect pe care niciunul nu l-ați preconizat cât e de mare sau de mic. Vă spun eu, a fost pus pe site la ora 10, proiectul ăsta. La 10 și 6 minute s-a încheiat depunerea că s-au terminat banii.
Și iată că județul Hunedoara, care l-a depus repede la 10 și vreo 2 minute, am câștigat 27.534.487 de RON. Asta este munca pe care o face Consiliul Județean Hunedoara. Și aviz presa de partid, că celelalte prese cred că sunt mai independente. Presele de partide știu și eu, că și presa noastră și a PNL-ului, toate scrie numai ce vor. Aviz, puneți lucrurile astea adevărate. Uite ce înseamnă că ați venit la o ședință dumneavoastră, ați văzut? Nu de-a moaca. Dacă nu l-aveam să-l încărcăm dimineață aprobat, în 6 minute s-au terminat banii. Fiindcă tot primul venit s-a aplicat principiul ăsta. Primul venit, primul servit. Noi am fost serviți că la 10 și 2 minute l-am depus. Dumnezeu ne-a ajutat să fie, să prindem și liber, culoarul liber, și l-am câștigat. Ce frumos este să modernizăm biblioteca județeană și încă vreo 11 biblioteci din județ, care nu sunt ale, sunt proprietatea unor ateuri, nu a județului, dar a noastră este biblioteca județeană. Vreau să vă spun că ținem foarte mult să prindem acest proiect, fiindcă unii știți, unii nu știți. Noi și la ora actuală mai avem oameni care lucrează în subsolul clădirii astea. Fiindcă avem aici musafiri de alături, în chirie, și nu sunt spațiu. Și atunci, dacă gătăm biblioteca județeană, spațiul care are biblioteca județeană acum, toți oamenii Consiliului Județean se mută acolo și toată lumea are condiții deosebite. Să nu-i țin subsol în condiții care nu stau mai așa normale. Deci, ori de câte ori vă convocăm la o ședință, vă rog din suflet să înțelegeți că o facem cu drag și pentru rezolvarea problemelor care necesită chiar punctualitate. Am inaugurat poduri la Petrila. V-am rugat pe toți să vin. Au venit câțiva consilieri județeni, le mulțumesc că au venit. Am văzut că presa și scrie că fără sprijinul nemijlocit al lui Iacob Riții, nu se putea face podul. Doamna ziaristă, vreau să vă spun că vă înșelați amarnic. 86 de metri pătrați, 86 de metri pătrați au fost dați de către primăria municipiului Petroșani pentru că a putea face podul ăsta. Fiindcă așa a fost făcută bucla pe acolo, n-am făcut-o noi când s-a împărțit teritoriul. Deci 86 de metri pătrați. Ceilalți că a mai predat un drum să-l curățe pe Trila, este altceva. El ați mai mulți metri pătrați. Dar cei 86 de metri pătrați a fost dat prima dată în concesiune pe 49 de ani, după care s-a revenit și a transferat din proprietatea publică a municipiului Petroșani în proprietate publică a orașului Petrila. A, scandalul de la 86 de ani. Scandalul a fost că n-a fost invitat majestatea sa Riții. Păi, primarul de acolo putea invita pe cine vrea. Nu m-am ocupat eu și nu mă ocup de invitații. Eu v-am spus-o în ședință și v-am invitat pe consilieri județeni. Dar în rest, primarul de la Petrila poate invita pe cine vrea. Sau putea să ne oprească pe noi. Și așa am văzut că cineva a pus o mașină pe care o să circule să strige. Nu-i bine dacă nu facem unul. Dar e bine când totul se termină cu bine. E bine că încheiem un an bun. Și eu mi-aș dori ca până la sfârșitul anului să vă mai convoc de vreo 3 ori în ședință din astea, să ne mai dea aceste sume, să vedeți ce mulțumiți vor fi primarii, nu noi. Noi sigur că suntem nemulțumiți că venim la ședință, dar primarii, dacă le mai putem da niște sume, sigur. Am vorbit azi la guvern, vor primi încă sume pentru persoane cu dizabilități, fiindcă sunt primari, am discutat și ieri cu vreo 10 primari. Toți îmi spuneau, domnul președinte, n-avem bani. Bă, le-am promis, ne ocupăm. Și ceea ce dumneavoastră ați făcut, ați aprobat să ridicăm gunoaiele de la Petroșani, unii văd într-un fel, noi vedem într-altul. Principalul lucru care nu că-l văd eu și cum îmi place mie, că sunt un individ mai
special. Principalul lucru că gunoaiele depozitate multianual de acolo se duc. Săptămâna asta sper să fie duse de acolo. Unii scriu că la indicația altui prim secretar, unii scriu că au fost duse că se bagă milioane de euro se bagă în CMID. Câtă tâmpenie putem să ne imaginăm, ce imaginație bolnavă avem? Păi dacă lăsăm acolo gunoaiele astea, deci eu cred și voi crede cât voi fi în această funcție, că lucrurile bune și ceea ce trebuie să facă Consiliul Județean trebuie să le facă în deplină legalitate. Păi când văd pe un ziarist care, scuzați-mi expresia, are poate o ceartă în familie, s-a dereglat puțin și scrie că umplăm banii la alții de acolo și că nu știu ce, deci ce o să creadă lumea că eu o să ies să spun la televiziune adevărul. Nu putem să-l lăsăm așa, să ne acuze. Dar ce o să creadă lumea despre acel ziarist? Nu zici că e nebun la cap. Cum poți să spui asemenea lucru că noi, ilegal, sau spune așa, să știe la Consiliul Județean, Hunedoara mai ales, cum să se învăluie de legalitate unele lucruri. Da, ne învăluim de legalitate, fiindcă așa trebuie să fim învăluiți de legalitate. Inclusiv transportul gunoilor pentru presa de partid, care mai sunt dispensală, nu știu cât sunteți, să scrieți că numai în legalitate le ducem. Și știu ce declar întotdeauna și culmea că mai țin minte și cu ani în urmă ce declar. Alte informații care vă dau, s-a ridicat pe SEAP drumul de la Orăștie la Costești. De Dumnezeu îi dăm drumul, ne apucăm de el, îl facem. Dar presa, ce scrie presa? S-a apucat acum o declarație, așa mai deșucheată a mea. Și acum o reîncălzește. Că, da, îmi mențin declarația aia, dar mi-am schimbat poziția. Acum nu mai spun că lăsăm gropile, acum spun că facem drumul. Deci e diferență mare între una când a fost la vremea respectivă, că nu-l puteam face drumul, că nu aveam bani. Eu nu pot să mint că am banii europeni aprobați și nu i-am. În momentul când ne-a aprobat pe fonduri europene banii pentru acest drum, l-am scos pe SEAP, urmează licitația, ne apucăm de treabă. Deci cam așa este. Sigur că mai și glumim câteodată, dar care nu înțelege gluma și o mai amplifică altfel, cred că nu este bine. De asemenea, dragi colegi, când mergem la să invite iară consilierii județeni. Miercuri la ora 12, vă mai invităm încă într-o zonă frumoasă, în Pădureni. Inaugurăm drumul până la casa lui Drăgan. Făcut. Promis. Sigur că mai primim, de exemplu, și pe bună dreptate, spun oamenii, când am ridicat iară pe SEAP, intrarea, ieșirea pe autostradă A1. Fraților, noi trebuie să fim bucuroși și presa de partid să o spuneți asta. Consiliul Județean, toți în întregimea noastră suntem bucuroși, indiferent PMP, USR, PNL, PSD, că în mandatul nostru am reușit să punem această lucrare pe harta județului și pe bugetul, trebuie să recunoaștem, a Ministerului Dezvoltării. Este mare lucru. De ce nu s-a reușit în 34-33 de ani? Ia că nu s-a vrut nimeni. Ne-am pus de gând, am reușit. Vom face și intrare la autostradă, fiindcă este penibil ca un municipiu cum este Deva să nu aibă intrare-ieșire pe autostradă. Cred că pentru toți este valabil. Și închei să vă spun una. Când am văzut că am postat cu autostrada, că deja o ridicăm, pe SEAP și pe... O doamnă și un domn, cred că este o soție, dar pe când astupați drumurile, nu știu pe unde, că mă sunt niște gropi în niște drumuri, ne întâlnim la vot. Doamne ajută să ne întâlnim și la vot. Dar, vedeți, indiferent cât faci lucruri de mărețe și de bune, tot mai există câte o gropă care trebuie să o stupi.
ne luăm angajamentul că le astupăm gropile, să nu mai fie. Am spus destule și ca să nu trecem cu vederea, supun votul dumneavoastră proiectul numărul 3 pe care vi l-am prezentat, cu micile greutăți care au fost. Sigur că toți primarii au înțeles. Din cei 10, 7 au fost PNL, 3 PSD. Asta nu face în raportul că uituci, deci numai uituci. Am avut un primar, nu vă dau numele, efectiv m-am întâlnit duminică cu el și nu știa cum să mulțumească că l-am sunat. Și și-a cerut scuze că a fost plecat într-o zonă în care nu avea semnal. Un primar deosebit, de la PNL. Dar el a zis, dar unul chiar mă sănă și a cerut scuze că... Și spunea, regretam din suflet ca să rămân fără banii ăștia. Șefa de grup, ți-o spun și primarul la Beriu. Nu, Beriu. Beriu. Și cu Balșa m-am întâlnit. Da. Acum, îmi ține și evidența cu cei mă întâlnesc? Asta e bun. Nu, chiar Beriu. Deci supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 cu amendamentul făcut de doamna Doința Bălănesc. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Iată ce frumos se lucrează la sfârșit de an, mai ales când se împar banii, se împar bine. Sigur că poate nu sunt mulțumitor la toți. Și eu recunosc că nu sunt mulțumitor la toți. Dacă aveam 1.000 de miliarde de lei, 1.000 de miliarde și eram fericiți, noi județul, la atare, că vă dați seama ce făceau comunele cu banii ăștia. Deci, dacă mai sunt alte intervenții, dacă eu, nu, domnule președinte, dacă eu închei că nu mai vorbesc, vă invit și la inaugurarea drumului la Păinița Voinii, să vedeți ce frumos este, că dacă îl pozăm acum cât este negru, dacă îl pozăm când este zăpadă de el, o să scrieți unii că nu l-am curățit. Și ce e o vină de-a noastră? Sigur că da. Vă rog. Domnule președinte, în numele meu personal și a cetățenilor din orașul Petrila vreau să vă mulțumim pentru investiția care a fost recepționată sâmbătă la Petrila. Iar cât despre decizia domnului primar de la primăria Petroșani de a ceda cei 86 de metri pătrați pentru realizarea investiției, o considerăm înțeleaptă, la fel de înțeleaptă ca și parteneriatul care l-a încheiat cu Consiliul Județean în 2019 pentru realizarea sensului geratoriu de intrare în Petrila. Pentru că ani de zile s-au căutat soluții să se realizeze acolo un sens giratoriu, iar în 2019 Consiliul Județean, condus de un președinte de Consiliul Județean PSD, a găsit și soluțiile și resursele financiare. Vă mulțumesc! Lucrurile bune, și noi vă mulțumim de aprecieri, lucrurile bune se uită repede. Ce mai sunt mai puțin bune sau rele, ale nu se uită și alte urmăresc precum o stafie. Dar toate strecătoare, dacă dintre dumneavoastră mai au ceva intervenții, deci ori de câte ori, dacă până la sfârșitul anul ne mai vin asemenea cazuri, s-ar putea să ne mai dea ceva bani. Guvernul încă se luptă să vadă să se încheie anul cu bine, să încheiem și deficitul să fie mai jos și dacă ne dă ceva. Apropo, să spuneți dumneavoastră consilierilor județeni, să spuneți la primării să fie atenți zilele astea, li se dă bani pentru persoanele cu dizabilități. E un lucru extraordinar de mare pentru primării, mai ales la nevoile extraordinar de mari pe care le au fiecare primărie. Mai sunt primării care bruma asta de bani pe care i-am împărțit și acum și rândul trecut, sunt extraordinar de mulțumiți și noi le mulțumim că îi interesează despre OAT-ul pe care îl conduc și sperăm că încet, încet o să încheiem un an bun și o să vină unul mai bun. Eu vă promit că o să vină unul mai bun. Din cifrele pe care le-am studiat, am convingerea că bugetul Consiliului Județean va fi mult mai mare decât anul ăsta. Mult mai mare. Adică prin ce s-a făcut, prin ce am discutat cu trezorerea, cu ce urmează să încasăm,
prin ce urmează de la guvern, e un buget în care ne putem să ne mișcăm mai repede și mai bine în mai multe direcții. Vedeam azi dimineață pe Antena parcă secția de oftalmologie, domnul doctor, consilier județean, doamna doctor Niclăuș, eu vă mărturisesc că n-am fost acum recent de vreo două luni prin secția asta, dar le mulțumesc colegilor mei ce mod de grad de ocupare au avut pentru a dota această secție. Spunea doamna doctor azi dimineață că sunt aduse la oftalmologie la Deva aparatele cele mai performante cu care se pot face toate operațiile posibile la un ochi. Eu mă bucur și auzeam despre această doamnă doctor de la Cluj, de la niște profesori de la Cluj, și spuneau că este un doctor foarte bine pregătit și capabil să facă multe operații. Îi felicităm și ne dorim ca fiecare secție a Spitalului Județean să devină tot așa de frumoasă și de bine dotată. Mai ne bucurăm că începem și o nouă secție de oncologie și tratament oncologic, care n-a fost niciodată în județul Hunedoara să ai tratament oncologic în județul Hunedoara. Sigur, am spus-o că ne interesează starea sănătății, chiar dacă la unele presă și televiziuni spun că este pe dos, eu tot asta o susțin. Eu spun că tot asta o susțin și o să facem și asta la Spitalul Județean. Sigur că o faci atrăgându-și critici. Este clar că face ceva. Am spus-o și o repet. Nu-s omul să bag capul în poză, să fiu și eu în poză undeva, dacă după mine nu rămâne ceva. În momentul când după mine și după dumneavoastră, consilier județean, rămâne ceva, putem sta deschiși în fața cetățenilor la următoarele alegeri care mai candidăm, să spunem da, în mandatul nostru, când a fost consilier județean, președinte, vicepreședinte, s-a făcut ceva și spre surprinderea unora, le demonstrăm că s-a făcut mult, mult, în bine. Nici eu nu pot să spun că sunt mulțumit la cât s-a făcut, că ne dorim mult mai mult. Dar în același timp ne dorim să facem și treaba. Joi se termină cartul noi. Poftim? Mă informează domnul administrator public și să știți că chiar contez pe munca lui domnul administrator public și pe mine chiar mă amuză prezentările prin presă. Da, este un administrator public foarte bun și de data asta laud eu, nu mă laud el pe mine, dar n-am făcut schimb de jocuri acum să ne laudăm unul pe altul. Dar mă informează cu o treabă foarte bună, că joi se va termina cu transportul gunoiului de la Vulcan. I-am spus primarului la Vulcan să fie la mătură hala aia, fiindcă v-am spus, toate utilajele care vin pentru programul Green Line, constructorul vrea să le depoziteze, să le încercuie hala, să pună pază, să fie în siguranță. Și este normal să fie așa. Deci e o veste bună. Mulțumesc, Costel, că mi-a dat o veste bună. Dumneavoastră, dacă mai aveți ceva de spus, sau... Nu mai aveți, vă mulțumesc, declar închise lucrările ședinței. Doamne ajută să ne mai vină bani, să ne mai adunăm la ședință până la sfârșitul anului.